Nimic nu e posibil fără credință și fără încrederea neclintită în puterea și iubirea lui Dumnezeu pentru noi. La Consiliul Județean Argeș a fost o zi specială de bucurie duhovnicească. Prin binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a fost sfințit spațiul de rugăciune și reculegere din incinta instituției. Un sobor de 15 preoți a participat la slujbă. Cu această ocazie, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului a sfințit și clădirea unde își are sediul Consiliului Județean, a cărei reabilitare a fost terminată la finele anului trecut cu fonduri europene. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-am trezit și să pot spune rugăciunile, baza activității din cursul zilei. Și cei care lucrează, funcționarii de la Consiliul Județean, și pentru ei valabil aceasta, se roagă în sfârșit, dar cine dintre funcționari s-a grăbit și nu a făcut acasă rugăciune, știți? Se grăbește, vin aici, se intră, asta e intrarea principală. E foarte bine, se intră și se ia la stângă, vedeți? În sală și au aici un spațiu foarte potrivit pentru împlinirea rugăciunilor, cât de scurte. Adică rugăciunile să le facem eficiente și scurte. Așa este un lucru superb că ați gândit asta. A dat Dumnezeu și a reușit o restaurare minunată. Trebuie să înțelegem că e la început, bineînțeles. E făcută temeinic lucrare care trebuie păzită. Această lucrare trebuie păzită, că e foarte frumoasă. Și nu investiția cea mare, lungă și lată și efortul este în primul rând foarte mare și grijă și așa mai departe. După aceea, cum se folosește locul? Da, este ca într-o biserică să intre aici. Asta e, se vede, se simte de afară, așa că omul aduce cu sine sfințenia. El cu gândurile frumoase, cu voia bună, că rezolvă problemele, așa cu începutul de rugăciune de dimineață, am auzit că e și la aeroport, paraclis, și la universități, și așa mai departe, și la Consiliul Județean nu am prea auzit așa, da? Mă rog, e o treabă excelentă. Cine a gândit să pună paraclisul aici, domnul președinte? Noi, da, se vorbește la plural aici, știi, noi. Înseamnă toți, ați gândit. Păi așa să gândiți mereu, fraților. Păi da, cum ați așezat paraclisul atât de frumos aici, să gândiți în continuare toți și așa să fie lucru sfânt și bine plăcut lui Dumnezeu. Spațiul de rugăciune a fost amenajat la parterul instituției, în zona în care se află și o sală destinată publicului pentru audiențe. Astfel, atât angajații cât și cei care vin în Consiliul Județean Argeș au acces în acest loc de reculegere, în altar și paraclis.